Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vă prezint un articol scris de jurnalistul de investigații Ben Fulford, în care vorbește, printre altele, despre lansarea planului de pace pentru conflictul din Ucraina din partea Chinei, după ce Beijingul a acuzat atacuri masive cu arme energetice asupra țărilor occidentale. China a lansat un plan de pace pentru conflictul din Ucraina la un an distanță față de invazia rușilor, solicitând o detensionare treptată a războiului și în cele din urmă o încetare a focului, relatează Business Insider. Conflictul și războiul nu aduc beneficii nimănui. Toate părțile trebuie să rămână raționale și să-și exercite reținerea, să evite aprinderea flăcărilor și agravarea tensiunilor și să prevină deteriorarea și, mai mult, criza sau chiar scăparea de sub control, se arată în planul Chinei. China a cerut, de asemenea, dialog și negociere, dar nu a oferit detalii despre rolul său în facilitarea discuțiilor de pace. În plan, China a făcut, de asemenea, apel atât la Ucraina cât și la Rusia să evite utilizarea armelor nucleare. Nu trebuie folosite arme nucleare și nu trebuie purtate războaie nucleare. Ar trebui să se opună amenințării sau utilizării armelor nucleare. Trebuie prevenită proliferarea nucleară și evitată criza nucleară, se arată în plan. Subiectul a fost dezbătut și de jurnalistul de investigații Benjamin Fulford. Iată ce scrie acesta pe site-ul său. Săptămâna trecută, China a reacționat la un duel masiv cu arme cu energie direcțională, propunând discuții de pace pentru a pune capăt celui nedeclarat, dar continuu hibrid, al treilea război mondial. Apelul a venit după ce un tsunami și cutremur devastator a lovit o bază militară a ONU într-o țară occidentală, într-o aparentă reacție la recentul atac cu cutremur asupra Turciei. Distrugerea unui oraș occidental este supusă unei știri complete, dar a fost aproape sigur cauzată de un atac cu arme cu energie direcțională, realizat de Statele Unite, scrie Fulford. Chinezii încearcă să dezescaladeze situația, spunând că Estul și Vestul trebuie să aleagă acum între distrugerea reciproc asigurată sau iubirea asigurată reciproc. În continuare, Benjamin Fulford ne invită să ne amintim ce s-a întâmplat. Pe 28 ianuarie, ambasadele occidentale au trimis avertismente cetățenilor lor cu privire la un posibil atac terorist. 1 și 2 februarie, ambasadele Statelor Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Danemarca, Olanda, Elveția, Suedia și Belgia sunt închise la Istanbul. Pe 3 februarie, USS Nitz, echipat cu sisteme HARP, intră în portul Istanbul. Tot pe 3 februarie, ministrul turc de interne, Süleyman Soylu, lansează un atac asupra ambasadorului american în țara sa, spunând, citez, „Ia-ți mâinile murdare de pe Turcia, sunt foarte clar, știu foarte bine cum ați dori să creați lupte în Turcia. Scoateți fața rânjită din Turcia”, am încheiat citatul. În zilele de 5 și 6 februarie, un cutremur are loc cu un epicentru pe aceeași falie tectonică ca Istanbul. Pentru a înțelege cât de puternice sunt aceste arme, coasta din majoritatea țărilor din estul Mediteranei a crescut cu 7 metri sau mai mult, iar canalele din Veneția au secat. Mass media corporativă încearcă să acopere acest lucru cu povești de secetă și valuri scăzute, dar aceste povești nu țin la apă, scrie Benjamin Fulford. Acum, cutremurul turc a fost urmat de un contraatac devastator și de amenințări pentru distrugerea Elveției și Israelului. Față de perspectiva anihilării totale, familia Rothschild a acceptat deja să negocieze pacea. Despre acest subiect vorbește și BBC.com. Cu toate acestea, administrația Biden, controlată de Rockefeller, și mafia cazară cu sediul în Elveția, încă își propun să înceapă un armagedon nuclear total până în 2025. Asta înseamnă că acestea sunt ultimele bariere pentru pacea mondială. Aceste evenimente au fost înfățișate în mass media de propaganda corporativă ca o propunere de pace chineză pentru Ucraina, susținută de președinții francezi și ucraineni, Macron și Zelensky, și opuse de președintele Joe Biden,
ar trebui să fie clar până acum pentru toți oamenii. Gândiți că așa numitul guvern american trebuie să fie închis și înlocuit dacă trebuie să avem pace mondială. Mai notează Fulford, după cum subliniază agenția oficială de știri chineză Xinhua, de când au obținut independența în 1776, Statele Unite au căutat în mod constant extinderea cu forța. A sacrificat indienii, a invadat Canada, a purtat un război împotriva Mexicului, a instigat războiul american-spaniol și a anexat Hawaii. După cel de-al doilea război mondial, războaiele, fie provocate, fie lansate de Statele Unite, au inclus războiul din Coreea, războiul din Vietnam, războiul din Golf, războiul din Kosovo, războiul din Afganistan, războiul din Irak, războiul libian și războiul sirian, abuzând de hegemonia sa militară de a deschide calea către obiective expansioniste. În ultimii ani, bugetul militar mediu anual al Statelor Unite a depășit 700 de miliarde de dolari americani, reprezentând 40% din totalul mondial, mai mult decât cele 15 țări din spatele acesteia. Statele Unite au aproximativ 800 de baze militare peste mări, 173.000 de trupe desfășurate în 159 de țări. În timpul războiului din Coreea, războiul din Vietnam, războiul din Golf, războiul din Kosovo, războiul din Afganistan și războiul din Irak, Statele Unite au folosit cantități masive de arme chimice și biologice, precum și bombe cluster, bombe cu combustibil, bombe cu grafit, precum și bombe cu uraniu sărăcit, provocând daune enorme asupra instalațiilor civile, nenumărate victime civile și poluare de mediu de durată. Statele Unite au stabilit de asemenea hegemonie instituțională în sectorul economic și financiar internațional, prin manipularea sistemelor de vot, regulilor și aranjamentelor organizațiilor internaționale. Costă doar aproximativ 17 cenți pentru a produce o factură de 100 de dolari. În timpul pandemiei, Statele Unite au abuzat de hegemonia financiară globală și au injectat trilioane de dolari pe piața globală, lăsând alte țări, în special economiile emergente, să plătească prețul. Sancțiunile americane împotriva entităților străine au crescut cu 933% din 2000 până în 2021. Statele Unite trebuie să efectueze o căutare serioasă a sufletului. Trebuie să examineze în mod critic ce a făcut, să dea drumul la aroganța și prejudecățile sale și să renunțe la practicile sale hegemonice, dominatoare și de intimidare. Scrie Ben Fulford, citând ca sursă english.news.cn. Chinezii au ieșit cu acest puternic rechizitoriu, în timp ce Statele Unite tind pe punctul de a fi amenințat cu falimentul China printr-un atac cu arme cu energie direcționată, spun surse ale Societății Secrete Asiatice. Chinezii, pentru a arăta că nu urmau să se sucească de această dată, par să fi fost conectați la masivul tsunami și cutremur care a distrus complet orașul Napier, Noua Zeelandă. Martorii din Golful Hawke, din Noua Zeelandă, spun că sunt sute de morți doar acolo. Nimeni nu poate primi o programare la doctor, deoarece toți doctorii sunt ocupați de identificarea corpurilor. Există și o instalație militară închisă cu sute de morți. În timpul blocării pandemiei, au existat sute de polițiști, pachete și produse alimentare. Acum nu există poliție și niciun ajutor în timpul unei adevărate urgențe. Adrenalina s-a oprit, dar lacrimile încep să curgă, spune un martor local. Se pare că există de asemenea o întrerupere a informațiilor fără precedent asupra acestui atac. Majoritatea surselor noastre occidentale au fost strânse, dar sursele de informații australiene au recunoscut că a fost folosit atacul cu arme cu energie direcționată. O sursă din Noua Zeelandă spune că locul atacat a fost o bază secretă a ONU, de unde au provenit toți polițiștii din Renta în timpul confruntării din ultima zi a ocupației Parlamentului. De asemenea, au folosit Antifa pentru a se infiltra și pentru a da startul violenței, iar polițiștii s-au antrenat cu furtunurile de foc care au dus la acest lucru.
MI6 observă că dovezile arată schițate și datele nu se potrivesc cu ceea ce știu că se desfășura în culise. Prim-ministrul din Noua Zeelandă a fost concediat pentru rolul pe care l-a avut în măsurile draconice din ultimii ani, așa că există diferite modalități de a privi. Ricardo Bossi, fost locotenent colonel în forțele speciale australiene, spune că războiul este purtat de fapt împotriva mafiei cazare. Știm de asemenea că mafia cazare a stabilit o rețea extinsă de baze în emisfera sudică pentru pregătirea pentru armagedonul lor nuclear planificat. Cu alte cuvinte, ar fi putut fi o operațiune a pălăriilor albe occidentale împotriva unei baze a mafiei cazare din Noua Zeelandă și nu o operațiune chineză. Există de asemenea planuri de blocare a consumabilelor alimentare și de înlocuire acestora cu produse din insecte. Fabricile au fost construite pentru insecte care se hrănesc cu fecale, deșeuri și matrițe dăunătoare. Sunt în sol sau sunt adăugate la alimente vii și fără etichetare, totul în scopul depopulării, avertizează surse de informații poloneze. David Rockefeller Jr. a declarat public că promovează mâncarea din insecte și construiește astfel de fabrici de produse alimentare în Filipine. În plus, carnea lui Bill Gates, care este cultivată în laborator, se dovedește acum că provoacă boli la persoanele care o consumă, arată un nou studiu tulburător. Problema este că materialele folosite pentru a face produsul, liniile de celule nemuritoare, se replică pentru totdeauna la fel ca și bolile. De asemenea, aflăm că Klaus Schwab este un descendent al lui Karl Marx, care a spus: "Nu veți deține nimic și veți fi fericiți." La rândul său, Marx coboară dintr-o linie de sânge satanică antică. Satanismul a ieșit acum complet din obscuritate. Ca exemplu, satana este venerat public la carnavalul din Brazilia. După cum a menționat recent arhiepiscopul Carlo Vigano, în numele religiei globaliste nu este permisă contestarea psihopandemiei, criticarea campaniei de vaccinare, negarea netemeiniciei alarmei climatice, investigațiile asupra laptopului lui Hunter Biden sau frauda alegătorilor care l-a împiedicat pe președintele Trump să rămână la Casa Albă, sau închinătorii lui Satana către un monument al lui Baphomet în fața Capitoliului statului Arkansas în Build Little Rock, sau ridicarea unei statui a demonului pe fațada tribunalului din New York pentru a sărbători un judecător al Curții Supreme anti-avort, în timp ce templul satanic inaugurează o clinică în New Mexico. Între timp, Agenția de Informații Administrației Biden nu are nimic mai bun de făcut decât să profileze catolicii tradiționali ca și cum ar reprezenta o amenințare la adresa ordinii stabilite. Vigano mai afirmă că John Podesta, un fiu al lui Lawrence Rockefeller, însuși a condus acțiunea coordonată care a dus la demisia lui Benedict al XVI-lea și la alegerea lui Bergoglio. Papa Francisc original însă a ieșit din linie și acum a fost înlocuit de un lacheu Rockefeller cu mască de cauciuc, mai scrie Joe Biden. După eșecul schemei de spălare a banilor din cauza pandemiei în țări precum Canada, corporația americană fură acum banii rusești. O sursă NSA spune: Statele Unite au folosit 1,14 trilioane de dolari în active rusești, confiscate ca garanție pentru a împrumuta de 1000 de ori și a împrumutat 1,300 de trilioane de dolari de la Banca Rezervei Federale Elvețiene. Elvețienii au fost asigurați de către Sistemul Rezervei Federale, care a ordonat să împrumute acești bani, care, la rândul lui, a fost ordonat de administrația Biden să facă acest lucru. Ei confiscă active și se împrumută împotriva acelor active pentru a menține corporația americană și războaiele să meargă. Țările occidentale se confruntă cu întrebări existențiale și se confruntă cu o nevoie urgentă de a reface resursele esențiale pierdute în fața liniei anti-Rusia, a comentat viceministrul de externe Mihail Bogdanov. În Statele Unite ale Americii, elitele varsă substanțe chimice, confiscă fermele contaminate, îngheață activele, le depun în Elveția și se împrumută pentru a menține Imperiul SUA pe linia de plutire, a spus sursa NSA.
Acum știm de ce oamenii de știință, de mediu, au murit într-un accident de avion în drum spre Ohio. Toți cei aflați la bordul avionului, inclusiv pilotul, lucrau la Centrul pentru Toxicologie și Sănătatea Mediului și erau în drum spre o explozie mortală care a avut loc la o fabrică de metale din Bedford, Ohio, la începutul acestei săptămâni. Aparent, corporația americană nu a dorit ca contaminarea falsă și confiscarea activelor asociate să fie expuse. De asemenea, rușii au prins compania americană încercând din nou să organizeze o contaminare radioactivă masivă în Ucraina. Armata rusă a informat comunitatea mondială. Mai multe containere cu substanțe radioactive au fost livrate în Ucraina prin Europa, fără a trece prin control vamal. Planul era să organizeze un eveniment de contaminare în apropierea unei instalații radioactive controlate de regimul de la Kiev și să dea vina pe forțele armatei ruse. De asemenea, grupul american continuă să spele bani în Ucraina. Serviciile de informații poloneze raportează că unitățile militare din Ucraina primesc cartușe și muniții improprii pentru utilizare. Mai mult de jumătate dintre ele sunt acoperite cu coroziune. Cu alte cuvinte, cumpără deșeuri militare învechite la prețuri mari pentru a spăla ei înșiși fondurile de ajutor ucrainene. De asemenea, își ucid mulți dintre lachei, se pare, pentru a le confisca și banii. Acesta poate fi motivul pentru care moartea lui Clinton, cu legături cu Epstein, a fost considerată o sinucidere, în ciuda faptului că a fost legat de un copac, împușcat în piept și nicio armă nu a fost găsită la fața locului. Se pare că armata americană face în sfârșit ceva în privința asta. Jurnalistul Seymour Hersh, ale cărui dezvăluiri sunt de obicei urmate de epurări militare, spune acum că președintele american Joe Biden a explodat NATO în Europa, spunându-le aliaților să sprijine Ucraina cu guvernul lor total corupt. Jurnalistul a mai spus că Kievul îl preamărește pe Stepan Bandera, marele pronazist care a ucis evrei ca un nebun în timpul celui de-al doilea război mondial. Biden nu a îndrăznit să viziteze Kievul fără să avertizeze Rusia și fără să ceară părții ruse să-i asigure securitatea, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Maria Zakharova. Aceasta a adăugat, vizita liderului SUA semăna cu o producție eșuată într-un teatru de provincie. Nu glumea, deoarece Zelensky a apărut cu o dublură în timpul unei transmisiuni în direct. Acest lucru a pus sub semnul întrebării realitatea vizitelor sale eroice în zonele de război Bakhmut și Herson. Numeroasele apariții ale actorului în fața ecranului verde nu ne lasă prea multe îndoieli. Surse CIA ne spun că Zelensky este în pericol. El va dispărea în curând. Se pregătește o poveste de acoperire pentru plecarea lui. Biden va urma fără îndoială curând după Zelensky. Biden a fost surprins cu un microfon fierbinte în Polonia după ce a comentat despre cele trei OZN-uri doborâte. Citez, Biden, crezi că vreunul dintre acești oameni a crezut prostia asta? Adjutant, absolut. Biden, ei cumpără totul. Să plecăm de aici. Ce ziceți de Lawrence Spellman Rockefeller testând toate acestea? Poate putem afla ce s-a întâmplat cu adevărat cu toate trilioanele de dolari lipsă de la bugetul de apărare al Statelor Unite. Dacă banii s-au dus pe cumpărarea farfuriilor zburătoare, atunci ele aparțin contribuabililor și trebuie predate acestora. Încheie Benjamin Fulford. Dragi prieteni, mă opresc și eu aici, vă las pe voi să trageți propriile concluzii și dacă doriți să lăsați și comentarii. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi. Numai bine, pe curând!